Șerban Huidu, acuze dure după finala României au talent. Ce a zis vedeta despre câștigătorul Rareș prisăcariu? Exploatarea lui și moartea copilăriei sunt de condamnatul Șerban Huidu nu vede cu ochi buni victoria lui Rareș Prisăcariu de la Românii au talent, sezonul 13. Fostul prezentator al cronicii cărcotașilor consideră că cel mic este exploatat fiindcă nu are capacitatea necesară de a înțelege, la doar șapte ani, ceea ce vor cu adevărat să transmită textele pe care le-a memorat și le-a rostit la TV. Șerban Huidu acuză exploatarea lui Rareș Prisăcariu, câștigătorul românii au talent, sezonul 13 Șerban Huidu a monitorizat atent fiecare apariție a câștigătorului, nu doar cea de la românii au talent, și i-a remarcat capacitatea de memorare însă este de părere că și-a sacrificat copilăria învățând atât de multe opere literare. De asemenea, în opinia sa, rare și este o expresie a neputinței noastre de a ne găsi adevărați lideri nepopuliști. E un copil de nici șapte ani expus la o televiziune, în mii de articole et rare și nu este un motiv de laudă. Este expresia neputinței noastre de a ne găsi adevărați lideri nepopuliști cu carismă și convingători. Nu un băiețel care și-a sacrificat copilaria învățând versuri patriotice reprezintă viitorul. Nici încercarea jalnică de a-l exploata. Viitorul îl reprezintă puterea tinerilor de a discerne, puterea liberului arbitru, puterea unui sistem de valori care să-i facă oameni buni și mai ales corecți. Asta nu se învață pe din afară peste noapte, memorând și recitând niște versuri pe care nici nu le înțelege un copil de șapte ani m-am uitat atent la toate înregistrările. La șapte ani s-a citesti 200 de cartii și s E un talent, dar exploatarea lui și moartea copilăriei sunt de condamnat. Și știți ce e grav? În toate articolele apărute după emisiune nu am găsit măcar unul să spun asta, a scris Șerban Huidu pe blogul său. În același timp, Fostul moderator de la Ucronica Cărcotașilor l-a mai spus că un copil trebuie să se bucure de libertate, iar în privirea lui rare și nu a văzut fericirea. El a punctat și faptul că sunt părinți care își varsă frustrările, neîmplinirile asupra celor mici.